Tot mai mulți români își spală rufele în public, la propriu, ca să facă economie la curent, apă și detergent, scot mașina de spălat de acasă din priză și apelează la spălătoriile de tip self-service. Afacerea a luat amploare în ultima perioadă. Marius, spre exemplu, a decis să-și curețe rufele la o astfel de spălătorie situată în parcarea unui supermarket din București și a făcut niște calcule și a decis că acasă îl costă mai mult. De exemplu, la 9 kg 25 de lei, timpul este în jur de 40 de minute la un ciclu de spălare, care este foarte puțin, diferență pe om de mare, mai ales că din 3 în 3 zile trebuie să spăl. Din punctul meu de vedere, nu mai e consumul energetic. Nu este singurul care se gândește la economii. Este mai ieftin, este mai econom. Acasă consum curent, dero, apă și toate sunt scumpe și aici le aduci, pleci la cumpărături. Acasă ar trebui să spălăm 3-4 mașini, pe când aici o dată este suficient. Automat se reduce costul la apă. La factură, da, la factura de apă, la factura de curent, economisim mai mult. O mașină de spălat obișnuită de acasă poate consuma aproape 4 kWh. În acest caz, costul pentru o singură spălare este de aproape 5 lei. Astfel, în fiecare lună, suntem nevoiți să scoatem din buzunar mai bine de 70 de lei doar pe energia electrică, la care se mai adaugă apa și detergentul, ajungând la un cost de aproximativ 130 de lei. Există încă multe mașini de spălat rufe care nu se încadrează în clasa A energetică. E bine, acolo consumul pentru un program de spălare este de aproximativ 3, chiar și 4 kWh, ceea ce automat duce costul unei spălări chiar și la un 3,5, 4 sau chiar 5 lei. La o astfel de spălătorie self-service ajung pe zi mai mult de 20 de persoane, iar numărul românilor care apelează la astfel de servicii este în continuă creștere. Având în vedere costurile care sunt cauzate de energia electrică în România, din ce în ce mai mulți studenți, familii cu copii mici și bătrâni optează la serviciile noastre. Câștigă clientul, câștigă tot mai bine și patronii. Investiția este mare, dar se determină pe un timp lung, ceea ce ne face să considerăm că poate fi o afacere bună. Unii administratori de spălătorii tip self-service au venit chiar și cu abonamente pentru clienți, iar prețul pornește de la 80 de lei.